Am scos cazanul, l-am pus la treabă, după cum zic băieții pe YouTube, invidioși sau poate au dreptate, poate chiar e un cazan. L-am scos și l-am pus la treabă. Avem o încărcătură, după cum se vede. Avem 500 de kg lejer, niște plăci de azbo, ciment parcă le zice. Deci să nu credeți că le duc pe câmp să le arunc. Le aduc după câmp, undeva în zona aceea. Am de construit în curte construit. Am în curte de făcut o alee și chiar îmi făcea griji de unde fac roze niște piatră. Și am găsit acolo ce aruncă lumea la groapa de gunoi, dar nu prea groapa de gunoi, nu știu, terenul unul care a apucat să pună cineva odată gunoi și lumea care acolo. Deci le cărăm din câmp acasă. Am pus piatră și mai trebuie să pun niște de-astea deasupra. Și ăsta e cam drumul oaselor pe aici. E și cam lăsată. Am căutat compresorul să o umflu și n-am reușit. Să dăm așa un drive test. E să închid ușa să nu pic din ea. Acum la comentariile de la filmele trecute, nu înțeleg, adică multă lume, Duo la Rabla, ia-ți, nu știu, chiar a comentat cineva, ia-ți un Audi. N-am Audi, am un Volkswagen, un Passat și din câte știu, Passatul a căcat Audi, deci despre ce vorbim. Circulăm sub viteza legală. Oricum nu merge cablul de kilometraj, nu merge după cutie, trebuie să-i schimb cutia, nu cutia, cum îi zice, melcul ăla din capătul la cutie, la 5-a, acolo unde indică viteza. Să zicem acum 10 ani, când pe aici mergeam cu bicicleta, ne duceam la pește, nu vedeai așa ceva, deci o luăm pe un drum, nu știu, greșit rău de tot. Chiar și cei de la CFR nu mai au grijă de locurile lor aici, de strada asta, e a lor până la urmă. Uite ce găurile naibii e pe aici. Deci cum am zis în primul videoclip, că Dacia e făcută să faci off-road cu ea. Plus încărcătură după ea, deci. Da, îmi permis să filmez la volan pentru că suntem pe un drum unde nici măcar cu o căruță n-ai cum să te intersectezi. Auzi aici. Lăsăm așa ușor din relanti. Mamă, ce e cu alea, mamă. Da, deci înainte cei de la CFR mai tundeau pomeștea pe marginea drumului, dar acum nu. Într-un an, doi, deci de aici încolo, dacă nu mai intră nici, să-i mai taie un pic, nu mai e cum să intre pe strada asta. Să fim mai așa, să nu zgâriem. Oricum, o să-i vină o vopsea, o să o îmbrac într-o vopsea mai bună. Ce nu-mi place la ea, față-spate, am arcuri de față, cum ar veni, de berlină de față. Iar pe spate nu i-am îndreptat spira aia. Mi-a zis cineva, bă, îndreaptă-i spira aia după ce am tăiat, că am tăiat o spiră jumate, parcă am tăiat. Mi-a zis cineva, bă, îndreaptă aia la calcă, o să facă pe nebuna. Și da, chiar s-aude când e mașina goală și iau un viraj stânga-dreapta, s-aud arcurile în spate. Un motan care vrea să sinucidă, așteaptă trenul. Și când o să... Mamă, ce e aici? Eu auzi cum trăzi niște arcurile în spate. Oricum n-are cum să rupă arcurile, sunt noi pe ea. De fapt sunt ca noi, era după că sunt originale. Niște... aftermarket, da, ai toate șansele și dacă e noi să le rup, dar unele care sunt de uzină, cu o mașină, să rup mai greu un pic.
Mi-a crescut și apa. Ia uite, s-a dus la jumate. Mare mirarea până acasă să nu pornească și termocupla. Am ventilator pe ea. În partea asta, dacă vreți să căutați acarul pe un, povestea acarului pe un, deci unde arăt eu acum sunt oameni îngropați. Căutați pe internet povestea acarului pe un. În gara Halta, Vintileanca, din ce știu, din ce mi-aduc aminte, din ce am citit povestea, așa se numea. Gara asta de aici, Halta Vintileanca. Căutați povestea acarului pe un și o să vedeți. Deci în spate, unde v-am arătat, acolo sunt oameni îngropați la comun, cum era înainte, comuniștii, de ca să mascheze, calamitățile astea care se întâmplă, ei preferau să modifice numele. Deci, spre exemplu, din gara Vintileanca s-a ajuns în gara Săhăteni. Facem și sensul giratoriu. Cred că a pornit turbina în față. Mamă, deci cum merge servo? Merge cu un deget. Dacă e ridicată de bot în sus. Gata, am ieșit la asfalt. Se dă și a doua. Am roțile lăsate pe ea și mă trage într-o parte. Deci, uite, dacă îi dau drumul, trage într-o parte. Ușor că... Uite și cazanul meu. Deci da, pe asta o numim, da, ce o numim mașină de duminică. Tom. Am un picamăr în spate, în portbagaj. L-am lăsat pe Tom să-l păzească. Bat tachetii la ea. Da, în filmul ăla am lipit bandurile, am lipit cu silicon. Nu țin. Trebuie să cumpăr bandă dublu adezivă. Deci, cu silicon faci un rahat. Iau. Cum se jupăie silicon. Gata, Tom, pleci, că am venit eu.